Dacă într-o bună zi ne vom pune cu toții cu privirea spre Dumnezeu și ne vom ruga cu toții, ca după rugăciune să ne vorbim de rău pe toții și cu, pe unii pe alții și să ne luptăm unii cu alții, nu am rezolvat nimic. Nu există carte sfântă care să spună că Dumnezeu chiar ne bagă și în buzunar, ne bagă și în cap și ne, cum să spun, ne dirigează mâna la toți ca să facem lucruri bune. Mai trebuie să credem și în om. În ce sens în om? În capacitatea omului de a crea noi tipuri de relații, noi tipuri de încredere sau noi oportunități pentru ca energiile fiecăruia să poată fi canalizate în sensul cel bun, să poată fi utile societății, bunului obștesc. Energiile fiecăruia sau talentele fiecăruia. Eu consider în continuare că o societate deschisă, inteligentă, care creează oportunități, care este atentă la om, poate să, cum să zic, să reducă gradul de animozitate, gradul de ură, gradul de detestare reciprocă și așa mai departe. Eu nu zic că trebuie să ne vorbim de bine atunci când unii gândesc prost, dar că o societate ar putea fi puțin mai cordială. Și uneori totul pornește de la limbă. Că oamenii s-ar înjura mai puțin sau măcar să se înjure cu subtilitate. Și cu umor. Cu finețe, cu umor. Măcar să se înjure și românii în viața politică sau să-și exprime detestarea reciprocă cu un fel de panaș. Am învățat chestia asta în Franța. Această curtoazie ne lipsește, deși și acolo sunt violențe mari de limbaj din când în când. Și totuși mai există și un fel de curtoazie atunci când se exprimă unii. Măcar dacă rămâi cu, cum să spun, un gust amar după o ceartă între doi politicieni, să poți spune la sfârșit, dar ce limbă română frumoasă au folosit? S-au înjurat, s-au detestat, s-au contrazis cu imaginație, cu cuvinte interesante, cu metafore. Deci nu sunt total imbecili. Ne-au dat măcar o lecție de limbă română, de subtilitate, de forță. Și unde e forță în limbaj, e forță și în creier. Deci măcar atât să ne dea clasa politică, care oricum ne oferă circul disputei, ce frumos ar fi ca să fie oameni hiperinteligenți într-o limbă română sublimă, care se enervează, se contrazic, se detestează. Pledez pentru cei care ne ascultă, cei care pot să o facă, să se îngrijească puțin de această limbă. Noi, jurnaliștii, avem această datorie, pentru că nu putem lăsa această misiune pe seama politicienilor, de pildă. Pentru că, spun politicieni, pentru că ei apar cel mai des la televizor, mai des decât artiștii. Îi auzim vorbind pe politicieni. Și vorbiți prost, domnilor politicieni. Vorbiți limba română fără să o fie aprofundat afectiv și cultural. Și dați un exemplu prost. Iată de ce n-aș cere ca prin lege să fie instaurat un test de limba română înainte ca unui om să-i se acorde și dreptul de a ne reprezenta în diverse organe, știu eu, începând de jos până la Parlament. Dar bunul simț, totuși, prima direcție în care trebuie să se îndrepte bunul simț pentru un om care se adresează în public celorlalți, ar fi să aprofundeze puțin limba română. Și termin cu ceva ce spunea Nichita Stănescu. El spunea la un moment dat, de 7 ori am învățat limba română. Ei, nu le cer oamenilor de astăzi să învețe de 7 ori limba română, dar măcar de 2 ori, o dată acasă și după aceea individual când ne lăsăm în viața activă, tot am putea să o învățăm.